Domnule primar, trebuie să preluăm puțin seria întrebărilor, pentru că față de ultima oară când am fost să filmăm aici, școala arată diferit. Ori s-a înnoit, ori culorile sunt mai vii, mai deschise. Ce s-a întâmplat? Atunci când am făcut bugetul local și am făcut repartiția banilor, o sumă de bani în cuantum de 110.000 lei, i-am repartizat pentru școala Adjudeni, pentru aceste holuri pe care le vedeți dumneavoastră, scările, balustradele de inox, pentru că pe jos, cum ați fost dumneavoastră data trecută, erau acele mozaicuri de pe timpul chiar când făceam eu școala generală la Adjudeni și am zis că ar fi cazul să schimbăm un pic și jos. Dacă tot am făcut investiții și în sălile de clasă și toaletele și faianța de pe pereți, atunci am zis că să facem și holurile. Lucrările s-au executat doar gresia pe toate holurile, și la etajul 1 și la parter, peste tot. Pe ce suprafață? Pe o suprafață în jur de 480 de metri pătrați. Această lucrare s-a executat într-un weekend, ca să nu deranjăm cursul școlar, adică am început lucrările vinerea la ora 12, iar luni dimineață erau terminate toate. S-au lucrat inclusiv și noaptea, până spre dimineață. A fost o echipă de 16 oameni care au lucrat și zi și noapte și așa am realizat această investiție și chiar profesorii, când au venit și elevii la școală, au zis, wow, dar când s-a schimbat lucrul ăsta, că ne-am plecat cumva și da, chiar i-am surprins pe toți. Și chiar este de bun augur și chiar este frumos. Am acoperit și acele țevi care erau de la calorifere și erau foarte urâte, dădeau nuanță foarte urâtă școlii și acum, după cum se vede, cred că este ceva, zic eu, din punctul meu de vedere, pentru a face încă ceva în școală și în fiecare zi, orice găsim, pentru școală, pentru a fi cât mai profesională școala, vom investi mereu în copiii noștri pentru a avea cât mai mult bun augur pentru școală. Eu nu sunt de meserie, dar mă gândesc că peste 440 de metri pătrați într-un singur weekend e foarte rapid. Foarte rapid, am spus. Echipa a fost foarte mare și au lucrat inclusiv noaptea pentru a termina această investiție de nu a perturba cursul școlar elevilor sau să facem în timpul școlii praf. Deci s-a lucrat în weekend până dimineață ca să terminăm repede și să fie ca și o surpriză pentru profesori și elevi.